Situația incendiilor de vegetație uscată care s-au produs pe raza județului Olt în primele 8 luni ale acestui an nu este una îmbucurătoare. Peste 400 de astfel de evenimente s-au produs în județul nostru, majoritatea arderi necontrolate care s-au manifestat după încheierea campaniei agricole de recoltare a cerealelor păioase. Pentru prevenirea incendiilor de vegetație uscată, reamintim cetățenilor, instituțiilor și operatorilor economici că arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale este interzisă, singura excepție fiind carantina fitosanitară dispusă de autoritățile competente. Pe această cale, ISU Olt atenționează cetățenii că în cazul incendiilor produse la păduri, plantații, culturi agricole, miriști sau pășuni și fânețe, persoanele aflate în apropiere au obligația să intervină imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea și stingerea acestora. De asemenea, reamintesc că practica de ardere a miriștilor este strict interzisă. Este permisă arderea controlată a unui teren infestat în condițiile în care, din punct de vedere tehnic, nu există altă soluție pentru a stârpi dăunătorii. În această situație, proprietarul terenului trebuie să urmeze anumiți pași. În condițiile în care este necesară arderea miriștilor pentru combaterea dăunătorilor și au fost obținute aprobările prevăzute de legislația în vigoare, arderea vegetației uscate se face cu respectarea următoarelor măsuri. Condiții meteorologice fără vânt, parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 hectare prin fâșii arate, izolarea zonei de ardere față de căile de comunicație, construcții, culturi agricole, fond forestier prin executarea de fâșii arate, desfășurarea arderii numai pe timp de zi, asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere, asigurarea pentru suprafețe mai mici de 5 hectare a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare, asigurarea în cazul suprafețelor mai mari de 5 hectare a unui plug și a unei cisterne cu apă. Pentru evitarea tragediilor, dar și a pagubelor materiale, ISU Olt a demarat și o campanie de informare preventivă încă din primăvara acestui an. Instituția a transmis tuturor primăriilor material informativ care a fost afișat în locurile publice din fiecare localitate.